Bună ziua, dragi copii! Mă bucur foarte mult că ne-am reîntâlnit la o nouă lecție de matematică. Sunt învățătoarea Mihaela Petrov și astăzi vă invit să cunoaștem din tainele matematicii. Am aici o girafă pasionată de matematică. Aceasta se joacă cu niște mingi colorate. Vă invit și pe voi să vă jucați cu aceste mingi. Pentru început, să o ajutăm să identifice numerele pare. Sigur, acestea sunt 200, 310 și numărul 10. Acum să aflăm care sunt numerele impare scrise pe mingi. V-ați dat seama că acestea sunt 253, 357 și numărul 53. Acum să aflăm împreună suma numerelor scrise pe mingile verzi. Cuvântul sumă presupune operația de adunare. Deci, 357 plus 200. Obținem rezultatul 557. Acum vă propun să aflați diferența numerelor scrise pe mingile oranj. Cuvântul diferență este rezultatul operației de scădere. Deci, 253 minus 53 și obținem 200. Aflați produsul numerelor scrise pe mingile albastre. Produsul este rezultatul operației de înmulțire. Deci, 310 înmulțit cu 10 și obținem 3100. Aflați acum câtul acestor numere. Câtul a două numere presupune operația de împărțire. 310 împărțit la 10 este egal cu 31. Am reușit să ajutăm girafa pasionată de matematică. Sunt sigură că și voi iubiți la fel de mult matematica, pentru că aceasta este regina tuturor științelor. De data aceasta, vă propun să mai completați și niște enunțuri lacunare. Dacă unul dintre termeni este 0, atunci suma este egală cu celălalt termen. Următorul enunț. Dacă scăzătorul este 0, atunci diferența este egală cu descăzutul. Dacă schimbăm locul termenilor, suma rămâne neschimbată. Adunarea și scăderea sunt operații, desigur, operații inverse. Și ultima propoziție. Oricum nu am asociat termenii, suma rămâne aceeași. Astăzi vom învăța să adunăm și să scădem numere mai mici decât 10.000. Rețineți! Adunarea și scăderea numerelor naturale mai mici decât 10.000 se efectuează la fel ca și adunarea și scăderea numerelor mai mici decât 1.000. Pentru a afla suma numerelor 4562 și 1567, vom respecta același algoritm ca și în cazul numerelor mai mici decât 1000. Așadar, scriem numerele unul sub altul. Miile sub mii, sutele sub sute, zecile sub zeci și unitățile sub unități. Dacă le-am scris, respectăm următorul algoritm. Mai întâi adunăm unitățile. 2 plus 7 este egal cu 9. Acum adunăm zecile. 6 plus 6 este egal cu 12. Pe 2 îl scriem, iar pe 1 îl ținem minte. Adunăm sutele. 5 plus 5 egal cu 10 și plus 1 din minte egal cu 11. 1 se scrie, iar 1 îl ținem minte. Și adunăm miile. 4 plus 1 este egal cu 5 și plus 1 din minte este egal cu 6.
am obținut rezultatul 6129. Să exersăm. Avem deja numerele scrise în coloniță, respectiv vom începe adunarea de la unități, terminând cu unitățile de mii. 8 plus 5 este egal cu 13. Pe 3 îl scriem, 1 îl ținem minte. 4 plus 7 este egal cu 11 și plus 1 din minte este 12. Pe 2 îl scriem, 1 îl ținem minte. 2 plus 3 este egal cu 5, plus 1 din minte este egal cu 6. 6 plus 1 este egal cu 7. 6248 plus 1375 este egal cu 7623. Să vedem dacă vă descurcați și la exercițiul următor. Aștept să calculați singuri și să vă spuneți răspunsul. Așa, să verificăm. Suma lui 3746 și 6307 este egală cu 10053. Pentru că v-ați descurcat foarte bine la exercițiul de adunare, vă îndemn să fiți foarte atenți și să observați cum vom afla diferența numerelor 3133 și 241. Așadar, scriem iarăși numerele unul sub altul. În acest caz, scriem unitățile sub unități, zecile sub zeci, sutele sub sute și, desigur, unitatea de mii. După ce le-am scris, respectăm același algoritm. Scădem mai întâi unitățile. 3 minus 1 este egal cu 2. Din 3 nu putem să scădem 4. Vom împrumuta o 10. 13 minus 4 este egal cu 9. La ordinul sutelor ne-a rămas 0. Din 0 nu putem să scădem 2. De aceea vom împrumuta o 10. 10 minus 2 este egal cu 8. La ordinul unităților de mii ne-a rămas 2. Îl scriem. Vă propun în continuare să exersăm. Vom scădea din 6123 1672. Numerele deja sunt scrise unul sub altul. De aceea vom începe să rezolvăm conform algoritmului învățat anterior. Mai întâi vom scădea unitățile. 3 minus 2 este egal cu 1. Scădem zecile. Din 2 nu putem să scădem 7, de aceea vom împrumuta o 10. 12 minus 7 este egal cu 5. Scădem sutele. La ordinul sutelor ne-a rămas 0. Din 0 nu putem să scădem 6, de aceea vom împrumuta o 10. 10 minus 6 este egal cu 4. Scădem miile. 5 minus 1 este egal cu 4. Conform aceluiași algoritm, vă provoc să calculați și voi exercițiul de la ecran. 5311 minus 458. Aștept răspunsurile voastre. Sunt sigură că v-ați descurcat și acum să verificăm. 5311 minus 458 este egal cu 4853. În continuare, vom afla numere necunoscute. Avem prima ecuație. A minus 305 este egal cu 7705. În această ecuație nu cunoaștem descăzutul. Descăzutul se află prin operația de adunare. Vom aduna diferența și scăzătorul. Deci A egal
cu 7705 plus 305. Adunând aceste două numere, obținem 8010. A egal cu 8010. Verificăm. Dacă scădem 305 din 8010, obținem 7705. O a doua ecuație pe care o vom rezolva împreună este 4640 minus B egal cu 370. În această ecuație nu cunoaștem scăzătorul. Scăzătorul se află prin operația de... Desigur, prin operația de scădere. Pentru a afla numărul necunoscut, vom scădea din descăzut, din 4640, diferența 370. Scăzând aceste două numere, obținem 4270. Acum realizăm proba. 4640 minus 4270 este egal cu 370. În continuare, vă propun să rezolvăm împreună o problemă. Să citim problema. La un depozit erau 8480 kg de cartofi. Într-o zi s-au vândut 570 kg, iar în a doua zi 5550 kg. Câte kilograme de cartofi au rămas la depozit? Despre ce se vorbește în această problemă? În problemă se vorbește despre un depozit de cartofi. Ce cunoaștem în problemă? Știm că erau 8480 kg de cartofi. Cunoaștem că s-au vândut în prima zi 570 kg de cartofi, iar în a doua zi 5550 kg. Ce nu cunoaștem în problemă? Întrebarea problemei este câte kilograme de cartofi au rămas la depozit. Pentru a realiza schema problemei, identificăm cuvintele cheie. Sunt sigură că v-ați dat seama care sunt cuvintele cheie. Erau, s-au vândut și au rămas. Să scriem datele problemei. Cunoaștem că erau 8480 kg. S-au vândut într-o zi 570 și încă 5550 kg. Și întrebarea problemei este câte kilograme de cartofi au rămas? Putem să aflăm câte kilograme de cartofi au rămas? Sigur că nu. Mai întâi trebuie să aflăm câte kilograme de cartofi s-au vândut în total în cele două zile. Pentru aceasta vom folosi operație de adunare. Vom aduna cartofile care s-au vândut în prima zi și cartofii care s-au vândut în ziua a doua. 570 kg plus 5550 kg și obținem 6120 kg de cartofi s-au vândut în cele două zile. Dacă cunoaștem câte kilograme de cartofi erau, câte kilograme de cartofi s-au vândut, putem să aflăm cu ușurință câte kilograme de cartofi au rămas, prin ce operație vom afla. Desigur, restul se află prin operația de scădere. Vom scădea din cartofii care erau la depozit kilogramele de cartofi care s-au vândut în cele două zile. Din 8480 kg scădem 6120 kg și obținem 2360 kg de cartofi, justificarea, au rămas. Răspunsul acestei probleme este au rămas 2360 kg de cartofi. Respectând procedeile de adunare și scădere, încercați să completați acest tabel. Cunoaștem că erau 8453 de oițe și că au mai venit încă 899. Prin ce operație aflăm totalul? Desigur, prin operația de adunare.
8453 plus 899 este egal cu 9352. Analizăm tabelul. Cunoaștem că erau 6703 papagali. Știm că au mai venit câțiva papagali și acum în total sunt 9095 de papagali. Trebuie să aflăm câți papagali au venit. Prin ce operație aflăm un termen necunoscut? Sigur, prin operația de scădere. Vom scădea din numărul de papagali, care sunt acum în total din 9095, papagalii care erau inițial 6703. Scăzând aceste două numere, obținem 2392. Aici lecția noastră a luat sfârșit. Vă doresc o zi minunată în continuare. Pe curând!